primul film, nu știu exact care, dar e unul din seria Haiduciurilor cu Florin Piersic. Erau deja în anii 70 cinematografe sătești, mă rog, improvizate, într-o sală din școala, a școlii din sat. O hartă a țării întoarsă cu spatele era albă și acolo aparatul era în spate, se auzea zgomotul, se termina rola, se aprindea lumina, se schimba rola, se stingea lumina și continua filmul. Primul film pe care ți-l minte să l-ai văzut e unul din aceste, nu știu care, dar Haiducii cu Florin Piersic, nu primele cu Besoiu și Petruț, pe care le-am văzut mai târziu. Tot în acea an, sigur, am văzut, și asta îl țin minte, Lucian Bratu, Tudor, cel care a deschis așa numitul ciclu al epopeii naționale și care e un film onorabil, chiar cred că se ține în picioare și astăzi, în bună parte. Am văzut filme pur și simplu, nu, adică vorbeam în proză fără să știu că vorbesc în proză și nu m-am găsit să scriu. Prin anii 80, prin liceu, 85-86, primis câteva scrisori la Cinema, revista, era o revistă Cinema pe vremuri. Avea o pagină de dialog cu cititorii, ținută de Cosașu, de Radu Cosașu multă vreme, apoi de Dumitru Solomon. Cosașu mi-a răspuns prima dată și mi-a dat trei rânduri acolo în 85, cred că 85-86. Apoi, eram student deja, în 91, revista era lunară și avea un obicei publicat scrisoarea lunii. Era deja Dumitru Solomon, cel care s-a ocupat de pagine și mi-a publicat o scrisoare interne. Și am fost foarte încântat și foarte mândru. Nu există Tarkovski de o parte și Spielberg de altă parte. Nu, sunt în aceeași oală toți. Pot să savurez un film de Spielberg, am dat un exemplu la îndemână, și să sufer la un film de Tarkovski în aceeași măsură și cu aceeași satisfacție. Da, sunt filme de categoria B, C, etc. Dar dacă sunt bine făcute, important e ca cel care face să fie onest. Dacă cumperi un produs chinezesc, niște tenici chinezești, aia trebuie să fie tenici chinezești, nu te aștept să fie nu știu ce. La fel și cu filme, nu? Se numește snobism, de fapt, adică, dom'le, mergi, uitați-vă la TIF. Sunt săl pline. Sunt săl pline la TIF 10 zile. În restul anului, chiar și la mall, 10, 15, 5, 20. Unde sunt? Unde e publicul acela care umple sălile la TIF? 90%, 95% din ea sunt snobii care, da, mergem la TIF pentru că dă bine. Restul, Victoria, de pildă, pentru că arta s-a închis în Cluj, are un program destul de bun, să zicem așa, spre cinematograful de artă combinat. Sunt de obicei 15, 20, 25 de spectatori, cam aceiași, constanți. Ca să citești, trebuie să știi alfabetul, nu? Să legi literele, cuvintele, propozițiile, frazele, etc. Ei bine, dacă, de bine de rău, ceva muzică se învață în școală, ceva artă plastică se învață, desen, nu știu ce, chimie, fizică, etc., în învățământul preuniversitar, cinematograful nu există în România, cel puțin, nici măcar la opționale. Așa că e foarte greu, deci fiecare descurcă cum poate. Lăsând la o parte faptul că cinematograful are nevoie de sală. Noi în Cluj suntem norocoși, pentru că, mă rog, dincolo de mall-uri, sunt 17 săli la mall, dacă am numărat bine, și mai sunt 3 săli clasice, să le numim așa. Dar cred că 3/4 din, dacă nu mai mult, din sate, nu mai vorbim, din orașele, țară nu mai au sala de cinema funcțională. Un film care e făcut pentru cinema, trebuie să-l vezi în sala de cinema. La televizor, pe laptop, pe computer, pe home cinema, cum să spun, te informezi, îți reîmprospătezi, îți reamintești, dar nu este același lucru. Acei metri pătrați contează. Istoria filmului nu e chiar atât de lungă încât să nu o poți acoperi în câțiva ani. Bineînțeles, mă refer la vârfuri. E mai ușor, puneți ghilimele de rigoare, să te inițiezi în film decât în literatură, de pildă. Sunt, eu știu, mai puține filmele care sunt repere și pe care ar trebui să le vezi ca să-ți formezi o imagine
adecvată decât, eu știu, cărțile pe care ar trebui să le citești. Lăsând la o parte faptul că poți vedea două, trei filme într-o zi și nu prea poți citi două, trei cărți într-o zi. Senzația mea este, scriind și ocupându-mă de film de atâția ani, că criticul de film, în general, așa e privit cu oarecare condescendență, cu de, da, domne, ce e așa mare lucru să-i... Te duci două ceasuri, vezi un film, ieși și scrii, da, să scriezi pe o carte. Efortul și implicarea și pregătirea e aceeași. Da, scrieți pe un meci de fotbal, trebuie să fii inițiat în domeniu. Poți să mă duc, da, 90 de minute, mă duc pe stadion, văd un meci de fotbal și punem o săptămână să nu fac nimic, că n-aș fi în stare să scriu o cronică de meci, pentru că nu pricep mecanismul. Îmi place că s-a impus acest așa numit minimalism, mă rog, nou val, nou cinema românesc, sunt mai multe sintagme, nou cinema s-a cetățenit oficial. Este pentru prima dată când cinematografia română s-a impus ca un grup, ca un val, ca un curent, deși pe undeva am redescoperit roata, dar am redescoperit roata și am pus amprenta noastră, ceea ce e bine. Este prima dată când ani de zile s-a vorbit și se vorbește în continuare despre cinematografia română și nu despre Ciulei, Pintilie, despre cât un nume așa izolat. Și asta cred că este extraordinar. Dacă în urmă cu, eu știu, 10-15 ani la festivaluri, un film venit din România era așa, aoleu, e din România. Acum se produce că nu ne vede. Ai, de România! Ce mai îmi place e că au început să apară 10-12, mai multe filme pe an, diverse. Și au început să existe și pătura de mijloc, să spunem așa, filmele mediocre, medii, în sensul bun al termenului, pentru că din, eu știu, 2001, când a ieșit Cristi Puiu cu Marfa și Banii, până în 2010, hai să zicem, să luăm deceniul ăsta, așa, erau filme ori foarte bune, ori foarte proste. Nu-mi place că să fac prea puține filme. Porumboiu, Mungiu, Cristi Puiu, Nicolae Mărgineanu, pentru că activează, Radu Gabrea, nu sunt tineri, dar sunt din generația, chiar bătrână putem numi, cred că sunt singurii care au trecut bariera anilor 90 fără să se compromită, fără să fie o discrepanță între ceea ce am făcut după 90 acum, cum e la Dani Lux sau la majoritatea Nicolaescu, nu mai vorbim și așa mai departe. Gruznitski, Andrei Gruznitski, care a fost și anușesc la TIF cu cel de-al doilea film, tot era demonstrandum. E ușor să-ți faci imagine despre cinematografia română de astăzi, pentru că poți urmări toată producția. Știu, în Franța apar 300 de filme pe an. Deci e imposibil să urmărești. La noi e mai ușor. Filme artistele de lung metraj păstrate și arhivate, România sunt sub 1000 din toată istoria filmului românesc. Deci, până chiar și la modul ideal putea să vezi de la A la Z în câțiva ani tot și să urmărești ceea ce apare. Este o carte de film despre filmul românesc între 1990-2010. A fost două decenii foarte, foarte interesante, pentru că în 90 s-a filmat, dar n-a ieșit nicio premieră, niciun film nou. S-au dat filme care au fost interzise, unele puteau să rămână interzise pentru că erau proaste, au fost interzise și absolut pe motive stupide, altele meritorii. În 91 au început să apară filmele noi, unele filmate în 88-89, ajustate sau nu. În câțiva ani cinematografia română a falimentat, banii s-au terminat și s-a ajuns tot mai puțin și mai prost ce se făcea. S-a ajuns la performanța ca în 2000 să nu fie nicio premieră. A fost, nu s-a mai întâmplat de după război, niciun an nu a fost în care să nu fie o premieră. Deci 2000 s-a relansat Mihai Viteaza lui Sergiu Niculaescu și atât. După care încet încet a venit acest nou val și a început să fie iarăși băgată în seamă cinematografia română. De ce în 2001-2010, repet, a făcut ceea ce n-a făcut, nu s-a mai întâmplat în filmul românesc, să se impună un pluton, un grup, o grupare, o, nu școală, o, hai zicem, școală, mă rog, cu ghilimele de rigoare. După care în 2010-2011 s-a intrat într-o relativă normalitate, de acum, repet, sunt și filme medii. Deci ar fi un proiect, hai să zicem, ambițios, realizabil dacă, eu știu, mă mobilizez de 2-3 ani, mă rog, să merg cu el.